își Lăușrea, vineri, 4 martie, activitatea competițională. Liga a treia programează mâine prima etapă a returului de campionat din cadrul seriei A5, a rundă în care elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros primesc vizita liderei, echipa Clubului Sportiv Municipal Reghin. Campionatul Ligii a treia la fotbal se la finalul acestei săptămâni. După mai bine de trei luni de pauză, fotbalul din Liga a 3-a revine în atenția microbiștilor cu jocurile primei etape a returului. În prima rundă, din partea a doua a campionatului, Fece Zalău rămasă singura reprezentantă a județului Sălaj în ligile superioare. După ce Luceafărul Bălan s-a retras din campionat, primește vizita echipei CSM Avântul Reghin, lidera clasamentului seriei A5 a cincea. Chiar dacă primește vizita liderului Constantin Olariu, antrenorul principal al echipei FC Zalău, își dorește să termine partida neînvins și chiar să oprească toate cele trei puncte puse în joc în urbea de la poalele meseșului. De cealaltă parte, gruparea vizitatoare vine la Zalău deciză să-și păstreze avantajul de trei puncte în clasament și vrea să plece acasă cu toate punctele, mai ales că principala urmăritoare, Luceafărul Oradea, are etapă liberă în urma retragerii din campionat a echipei din Bălan. Partida dintre FC Zalău și CSM Avântul Reghin va fi Gazduita de stadionul municipal din Zalău, iar startul partidei este programat la ora 15. Prima etapă a returului, a 14-a a campionatului, mai programează alte 5 partide. Sănătatea Cluj, Fece Unirea Dej. CS Oșorhei, ACS Fotbal Comuna Recea, AFK Cixărea Doamne Ce Ciuc, CS Lucea Fărul Oradea, CS Iernut, CS Unirea Jucu și ACS Industria Galda, AFC Odorheiul Secuiesc.